Din partea mea, știi ce zic? Ce ai pe tine, mă? Like, expensive stuff, man. N-am nimic, am, mă, numai ce am venit aici. Am venit cu mâna în cur și un vis. Cu mâna în cur? Cum adică cu mâna în cur, mă? Franco, ce dracule ai pățit, mă? Gata, mă, am băi, rezolvat. Ce pățiți, mă, așa? Ce pute așa? De la voi? Eu, mă, trebuie să mă duc ca să mă cac, mă. Eu big shit, mă. Cine a făcut mă răpus scârbos și a luat? Auzi, mă, că 2000 la sfaturi, mă, ce dracule, să mergi să facem unii, mă, dracului, mă. Hai, dracule, hai să luăm aia, unde scoatem mașina? Aici era mașina. Ia uite. Sper că nu o scoate încolo. Să-mi bag pula dacă o scoate încolo ea. Bă, eram sigur, bă, să-mi bag pula. Putu-s morți în gut, a scos-o invers. N-a băgat-i pula, mă, dacă mai ies mâine de aici. Ce pula mea se întâmplă, mă? Ia, mă. A mergem pe packages, mă? Pe packages, da. Doar că, mă, 50, o suna, mă, lumea sau nu suna? Cum dracului să nu suna, mă? No problem, man. Ce dracului, n-am avut niciodată problema asta. Nu să inventăm ceva, trebuie să-mi vine mie geniu atunci când suntem acolo. Mă, cum e alea de faci tu scafandru, mă, să iei diamonds? Să fac eu scafand, să iau eu... Bă, mai întreabă o dată. Cum dracului faci, mă? Ăla-i job sau ce dracului? A, da, mă, tu zici de scafandru recuperations? Ia, mă. A, da, mă, dar câte luni ai? 100, man. 100. Trebuie 300,000. Nu 1,000. 100 și atât. Ce dracului, mă? Da, mă, trebuie 300. Ala, te duci tu, te bași tu cu asta la funcii, ții tu de acolo. Ce trebuie să rezolvăm, să vorbim de poliția, mă, să intrăm în poliția, mă. Ia bombă la cheamă. Asta ar fi numărul 1, dacă am intrat în poliția, ar fi... Cum dracului, mă, ia Jamaica, mă, protejăm, ia, mă. Fai de capul nostru, deci nici nu vreau să mă gândesc. Trageți pe dreapta, auzi, și să fim noi poliția. Fai de capul. Ia dă drumul la casetofonul, la bag o melodia de aia, mă. Ia să vedem. A, cineva mesaj că e veterinar? O să citesc după aia. Dă bratan, n-am mai dat, nu știu ce face bratan. Chiar nu știu ce face bratan, chat.
Ia, mă! Ce melodie e asta, mă? Ascult aici. Franco Parostanu, șeful la combinații, cu mașina lui de lux atrage admirații. Petrece nopți întregi, lumea-i la picioare, toți vor să fie ca el, dar nimeni nu-i în stare. Franco, Franco Parostanu, banii curg, el e șmecherul suprem. Ia oprește-a puțin, mă! Mută mașinia aia cum trebuie, mă! Mută mașinia cum trebuie! Puneți mașina, domnul, acolo! Am portat vocea, mă! Foarte bine, mi-am dat seama, numărul 1 ăla. S-aude tare chat când vorbesc cu aia? Cred că nu e mașina defectă astăzi, mă, ce dracului, mă, la toată să merge mașina. Ia uzi, băi, 50! Giacomo! Când s-a născut pe lume, unul mai șmecher ca mine, unul mai șmecher ca mine. Din 112, niciunul nu mă întrece, niciunul nu mă întrece. Giacomo! Când s-a născut pe lume, unul mai șmecher ca mine, unul mai șmecher ca mine. Din 112, niciunul nu mă întrece, niciunul nu mă întrece. Am bărbat, bar mulțeam, eu sunt greuștean, am bărbat și femei. Nu se parchează acolo, mă! Nu se parchează acolo, mă! Aha, uite pe asta în față aici, pic. Hai, gata, am ridicat-o de. Nu se parchează așa, mă, prostule. Oși, pă, mă, ta-n pulă să o iau. M-a luat pe mine că am făcut dreapta. Dă tempul la mea de muistă, de șpriț. Bă, dar nu mai e ca înainte 50 de suna lumea, ca acum 3 luni sau nu mai e. N-are mașina stricată a nimeni, mă. De pula noastră. Hai, mă, cum facem să intrăm în poliția, mă, 50? Cu cine trebuie să vorbim? Hai, la trebuie, poliția, trebuie să dăm test, mă. Ia, mă. Hai să vorbim acolo. Trebuie să stăm prima dată la pușcăria, pasnic, man. Și stăm, mă, care e problema, nu? Tu zici gardian de ăla, da. Unde dracule am ajuns, mă? Autostradă, ia-o pe aici, a fost dreapt. Sau stângaciu sau dreptaciu, cum vrei. Câți bani am? Hai să vedem acolo la flică, că acolo sigur la flică e, sunt mașini din partea. Să luăm mașinia? Îi să luăm, nu? Sau dacă nu, hai mă să mergem la pușcărie acolo, mă, să întrebăm, vrem să devenim de ăștia, gardien. Stai-a puțin, mă.
Mă, nu eram înscris pe mecanic, mă, dracului, mă, în pula mea, mă. Fai de cap. Dar am uitat să... Am uitat să dau că sunt on. Gata, am înțeles. Dar ce pula mea facem, mă? Păi da, sau... Care e prima chestie care trebuie să zice la clientul? Care, mă? Taceți din gură. Din prima, cum ajunge. Că el sigur o să vorbească. De ce, mă, ca să... Dați-vă la o parte, lăsați profesioniștii. Ca să-l umflăm, mă. Ia, aia mă. E. Ia, mă. E o big money, ia. Ce-mi plac money, mă. Alo. Hai la parcare, crezut, mă. Am crezut că e goală, mă. Dacă vezi că sunt eu aici. Iartă-mă, mă, iar. Eu, Franco, ce am făcut, mă? Ce dracu să mai zic în timpul ăla? Ne-a mâncat, băi, ne-a mâncat, nu mai sună nimeni. Ce frumos era acum. Era odată pe vremuri, am old times, man, am bim bom boclat. Ce dracul îmi făceam o grămadă, mă? Hai, mă, ce, dar până acum aveam 100 de mii, 200 de mii. Ce dracul îmi, mă, millions, ia, mă. Millionera. Millions, exact. Pula mea, mă. A futat ăștia tot, mă, dracu. Ia, mă. Ce dracului să facem că e în mașinie? Așteptăm dracului să vină comendia. Nu e nimeni în mașinie, nu cred că e. Mă, mi-am oprit că și le putu-s morți în gât. Iar acum, hai. A. Futu-s morți în gât să-s fut. Hai. Output. Mulțumesc mult de donație, băiatul meu. Ia. Ce părere ai de măgări ce face Ferrari, prietenul tău pe TikTok, acum tombole ilegale? George, brother, mâncați și curata, noi suntem cunoștințe, suntem ale. L-am ajutat cu type stream-ul, ce treaba mea cu ce fac alți oameni, frate? Doamne ferește, George. A venit locația, mă. Gata, am plecat. Ce treaba mea cu ce fac alți oameni cu aia? Dar numai ca înainte să sună clientul, mă, ce dracului se întâmplă? Nu mai e, mă, nu mai e, mă, eu m-am demoralizat dacă nu mai e așa. Ce dracu, mă, era frumos, suna clientul, era, vorbeai cu clientul, domnul, haideți să facem, să venim, facem, luăm sculele sau nu le luăm? Păi chiar așa e, inbox. Domnul Fristeu, în viața mea, în familia mea, în...
Ia. De aici, domnule. Ia, bă, mă, cratea, Jamaica Services, man. Ce ai pățit, mă? M-a făcut unul căcat, mă. Nicio problemă, domnul. Aici este Jamaica Diamond Deluxe Packages. Nu, puteți repara? Cam dacă să spune ce se întâmplă așa, fără să intrăm noi să a verifica, mă? Ce simte mașina când... Nu mai pornește. Merge la cheia? Nu. O să meargă la prima cheia, mă. Dioda cum se aude, mă? Acum. Stai un secund. Nici nu se mai aude. Ia dați-mă jos să pun aparatul tester pe el, mă. Bomboclaciei, ceamă. Ce-a pățit? Când ai schimbat, mă, ultima dată schimbul la înghinal? Niciodată. Păi ce dracului faci, mă, că de-aia să strica, mă? Păi de-aia e nouă. Auză ce are și asta, mă? Schimbul la înghinal, dioda și moaștele, mă. Wow. E scump, nu? Păi cum dracului moaștele e cel mai scump, mă, la modelul ăsta de mașini, mă? Cum dracului? 10K, man. Mă. Dom'le, mă, în pula mea, îți bagi joc de ea, mă. Deci dioda, moaștele și cu? Să nu mai zică de gombot. Bă, și gombotul? Dom'le, mă, în pula mea, mă, gombotul, mă, de la... Păi, dar cum s-a stricat toate de la accident? Păi, eu știu, de unde-i luat tot mașinii asta, mă? Din showroom. Dom'le, dracului, asta a mai fost purtat odată, mă. Asta-i samsaria pe față, mă, e samsaria aici. O intrat unul în mine, de-aia e așa. Deci eu vă zic pe dreptate, aici s-a făcut o sămsărie, ați luat un pachet, cum s-a spus. Și cât ar costa? Cam numai 10.000. O secundă, facem un calcul. 10.000. Fa. Nu, bine, reparat. Ar fi 10.100, dar lăsăm noi. Dacă vrei să ne apucăm de ea, să o facem, de ce cum să o facem pe asta? Brand new, man. Eu Jamaica Kingston, man. Eu sunt acolo, man. Eu repar și bărceau. Vapoare, toate alea, man. Eu. Big ships. Mă, Fifty, ai luat tu trusiri. Adu-te să-i auzi? Da. Hai că mai vorbește cu domnul un pic. Vrei să facem tot la aia să-ți o repar, să fac brand new la aia? Da. Tot. Brand new, man. Ia bombă clătie, man. Da, ți-am zis, am numai zic că... Îți dau o service la aia, îți dau tot. Achitanța, factoria, tot. Garanția, man. Îți dau număr de telefon, răspund. Ia, man. Ia numărul meu de telefon mobilă, mă. Notez. Da. Liniuța? Da. 8-4? Da. 3-5? Treci și am 50 lei, mă sună când ai tu nevoie problems. Eu beton mic, ce dracu să-mi da fața cu tine aici. Atunci dai mie, când ai problema mie, mă sună pe mine, nu problema, ce dracu repart. Am primit, Bip, am primit. Hai să, ridica și mie capota, mă. Acum. Hai să vedem acum, stai așa un pic cam. Stau. Franco! Unde dracului ăsta? Unde a plecat colegul, mă? Bă, Franco, unde ești, mă? Ce pula mea se întâmplă?
Ia, man! Alo? Ce pula mea faci, mă? Mai trăiești, mă? Cum dracului, mă? Eu sunt la muncă, dar stau să frecă pula pe pula afară, mă. Ca chela pulii, mă. Ești, mă? Sunt la muncă, mă, mecanic. Vin să te văd? Hai, vină încoace, mă. Îți dau locația, ai răbdare. Dă-mi-o. Da, colegul dumneavoastră, unde e? S-a dus să ia piesa, mă. Mulțumesc mult de donație, băiatul meu. Nu-ți face griji, am tot ce-mi trebuie, mă. Nu-mi fac. Stai, mă, în pula mea, că muncesc, mă! Ești cretin, mă! Păi mi-o dai? Bomboc, la ce proastă ești, mă! Ai răbdare un pic, ca un one minute, mă, ce dracului sună atâta, că sunt la om aici, la mecania, mă! O, bomboc, la proștii dracului, mă! M-a ridicat capota un pic, cam s-a umblut la diodă, mă, ce dracului, să spună dioda, să spun tot ce trebuie. Așa, mă. E bine. Stai un pic ca să schimb gombotul, mă, că l-a s-a umblat sub frâna, mă. Și acum am oaștele, mă. Păi și moaștele scala noi bărbații? E altceva alea, mă, ce dracului spui acolo, mă. A, înseamnă că e altceva. Ia zi, 50, cum merge aici? Ia, mă, schimbat dioda, mă, și gombotul și acum am umblut la moaște. Foarte bine, hai că eu îi fac aici sondalanda în față, eu lipesc. Mai deschide, așa bă, așa. M-a sunat prostul de săgeată în continuu, mă, dracului, mă. Ce dracu vrea? Să mă vadă. Extravagant. Ia de o accelerație, mă, Franco. Atâta, atâta, mă. Aia e. Dă-i facturia. Schimbată tot la ea, man, brand new. Acum 5 foi virs, dar acum acolo, man, no problem, uite. Nu mai e cu ea. Perfect, a schimbat de căroata la mașinie, atâta, mă. Ni schimba de ulei nimica. Brand new tot schimbată la mașinie. Zece mii acolo, nu? Ia, mă. Da, sigur. Stați așa că nu pot să scotați odată. Dați 5.000 la colegul. Să fie pace. Mulțumesc frumos. Doamne ajută, domnul, numai bine. Stați așa că mai am să vă dau ceva. Ce mai să dai? Uitați aici. Yeah. Am mai dat o sticlă de whisky, mă, să fii iubita, mă. Să fii iubit, mă, doamne ajută, o bere, mă. Ai grijă cum am. Mă sun dacă ai probleme, mă. Da. Vezi că ai numărul pe factură. I-am dat numărul greșit, mă. Foarte bine, păi și pe factură e timpul greșit, stai liniștit.
Mă, ce pula mai are mașina asta? Ia pe buton aici în față, la mașinia, ia vezi. Să nu fie B-ul blocat. Mă, ce... Stai, mă, mă dau eu jos, ia-mi. Ia, man. Ai reparat-o, mă? Am reparat. Îți dau locația, mă. Păi mi-o dai? Nu merge, mă, ce pula mea are, mă? Că mi-aș pula în ea mașină. Nu are, mă, de la B-ul pulii. Ia încearcă să-mi dai cheile 50, ia stai că cover. Cum îi dau cheile, mă? Cum îi dau cheile cu aia? Ce faci? Ce pula mea face? Ia uite-l pe ăsta cum e îmbracat. Ce faci, mă? A fost la furat, da. La ce ai furat, mă? Ia, ce pula mea? Băga mea și pula, să-mi bag, mă. Da. A, lasă, sună la taxi, ia, mă. Am mai fost, păi am avut necazuri, păi pula mea, o duc greu. Și noi cu pula mea o ducem fără mașini, ia, mă. Dar stai așa, de ce stăteai aici? Uite-l și pe ăsta cu mașini, ia. Mă, le-ai livrat o dată de mâncare, mă! Ia uite-l pe Franco cu aia să-mi bag pula. Păi de ce erați pe lângă mașina? Pula, mi-a plecat Franco cu tot, i-a spară-o la geam. Ce-am făcut, mă? De ce erați pe lângă mașina? Că nu mai mergea mașinia, mă. Nu-ți mai mergea mașina? Nu mai mergea. Adică tu, mecanic, nu mai merge ție mașina? Nu mai pleca, mă, ce nu înțelegi, mă, handicapatule, că mai ia capul cu tine, mă. Păi aia zic, cum dracu tocmai ție nu-ți pleca mașina? Că nu mai mergea, ce pula mea să-i fac, mă. S-o repari. Eu, bă, mă, la samba. Nu era de la motoria, mă, handicapatule. Vă salut, vă pot ajuta cumva? Acă ai 10.000 să le dai și nu... 10.000? Da. Ia stai să văd. Ai? Am, ia zi-mă nipat. 1-9-9-1. Nu am voie. Ești pe un calul meu, frate, m-ai scăpat într-un caz. Auzi, mă, o vine vântul peste voi, nu? Da, vânt. Ia, mă. Furtuna, vijelia, sărăcia mai ales. Sărăcia nu zic cât a venit peste noi. Sărăcia a venit cel mai rău dintre toate, dar astea sunt detalii. Mai zi-o dată-i banul. 1991, 1991. Ai primit acum? Da, frate, să-ți dea Dumnezeu sănătate și mai puțat. În loc de nou puneam unul, bă, ce prost ești. Să fii iubit, să fii iubit toată viața. Să fiți iubiți numai bine. Gea, să fie cu tine, mă. Așa. Deci. Ia zi ce pula mai ai făcut cu cei mai umblat, mă. Păi... Stai pe ce mă, să speri. Pe prima oară m-ai lăsat pe aici pe oraș, nu te-ai mai găsit, că ai zis că facem bani, am făcut ca tu praf. Mă combinasem cu pasvantă la de umblat cu tine. Așa, mă.
Bă, ăla e un curvar notoriu, un pula mea. A găsit numai pizde și cum eu am antecedente multe cu femei, n-am mai umblat cu pizde, că eu sunt prost, eu le înjur, eu le scuip, eu le bat, eu dau un altele. I-a zis, scoatem una la produs, mă lua la bătaie, că de ce o scoatem la produs? Să facem bani, dracu, de ce o scoatem la produs? După aia, nu știu cum pula mea, până ce circunstanțe a ajuns Pasvante să vorbească cu Guzmanitor, știi, nu știu pe Guzmanitor. Ia, bă, italianul a fătut-o în cur, mă, cum dracu se numește. Ăla de m-a fătut pe mine în cur. Ia, mă. Și după aia, cum îi zice, mai vroia să mai mă dea o dată la Guzmanitor, atunci m-am supărat și mi-a băgat pula în gura. Dar nu, pe ce, nu făceam bani, adică, cum să zic, nu că nu făceam, ieșeam pe datorie la fiecare combinație. Cum, mă, dracului vine asta, mă? Păi, am mai găsit pe unul pe Cristofor, ne-a dus să-i vinde niște pistoale, niște astea, ce mai găsește pe gârlă, pe acolo, în spate. Pula mea, am urcat sus pe munte, i-am dat pistoale, ne-a dat banii, după aia pula mea l-a luat pe ăsta, pe Franco l-a răpit pe ăsta, după aia a venit Franco cu nu știu ce pula mea, a venit el cu, ce a venit, mă? Cu carduri, mă, să livrăm carduri, cică. Ăla livra carduri, noi trei proști îl păzeam. Îl păzeam, vorba vine, că ne-a furat unii, după aia ne-a furat și cardurile și banii. După aia i-am prins pe aia, am luat cardurile și banii înapoi. E o big story, mă, ce-i asta, mă, legenda, mă, dracule, mă? M-am dus o rău de tot. Și să fie treaba, m-am dus și eu la recuperator aceea să caut și eu pe fundul gârlii pe acolo. Și ce să vezi, m-am dus o zi, m-am dus două, când m-am dus a treia, m-a furat unul pe gârlă. E, și de atunci umblu cu ăsta după mine, nu cu ăsta. Stai așa, stai. Aveți nevoie de ăștia, băieți? Nu, e problema asta, mă, dă vorba, mă, ce dracului, nu e problemă. Okay. Discutăm, nu, aire de mai ales. Și de atunci umblu cu ăsta după mine, să-l prind pe ăla care mi-a furat ceasul pe fundul gârlii, să-i dau cu el în cap. Dar nu-l găsesc, băga mea și pula în ficații lui. Așa. Ai avut aventura mare, mă, băga mea și pula în gura ta, da, prost, mă. Și după aia, ca să zic, m-am dus cu Franco la furat. Lui ăla era frică să fure. Eu am zis să fură, ăla nu vrea să fure, era frică să fură. Căci că-l prinde om. Cum pula mea te prinde, mă, dacă-l scopă șuriu, pa, iau gâtul imen. Dar n-am, Vrei să furăm mașinia, mă? Vrei să furăm? Nu, eu vreau să fur omul. Am la buzunar. Cum dracule fur? Păi stai să zic, păi am prins pe unul să-l fur. Bă, dar eu ăsta amărât, dar ăla era mai amărât ca mine. Adică eu m-am dus să-l fur, dar era mai amărât ca mine. N-am avut ce să-i fur, să-mi va pula în gura mea. Ce dracule face, mă? Când l-am căutat în buzunar, la afară de pulă, n-am găsit nimic. Nici cu aia n-avea săracu. E o bombă, clar. Atunci nu știe să faci money, mă, dracule, mă. Ce să fac? Money, mă. Ia money. Să faci money, ia. Bani. Eu sunt Similiana, man, ia money. Să faci money, mă, în pula mea. Învață-mă tu să fac money, învață-mă tu, zic că ce e atâta de greu, mă, să faci money, mă, în pula mea? Păi uite, am făcut acum repede, 10 mii, cum ești tu în preajma mea, cum fac bani, cum e altul fiert, să-mi bag pula în gura. Ia stai, ia, mă, uita, mă. Deci, dacă zic contul, nu că zic, dar cred că după ce mi-a dat ăsta 10 mii, mai am pe minus 3 mii. Deci sunt pe minus cu 3 mii, adică o duc foarte rău. Bă, mocla, nu știa să faceți bani, mă, să-mi bag pula, mă. Păi n-ai cu cine? Lupa Svante iar dea de pizdă. Toate curvile din orașul ăsta le-a găsit ăla. Lasă-mă să fută, să face pula în pizdă, mă, dracule. Păi nu fute, bă, aia e problema. Nici nu fute. Că de umbla cu ele l-am văzut, dar de futut n-am văzut. Ce pula mea face ăsta, mă? Cine? Mai știu eu pe unul Zahar. Și ăla vrea să fută și fute pula în pizdă și ăla. Și mai că dăm locație. Ce dracu faci, mă? M-am urcat cu ăla în mașină și n-am mai oprit. M-a sechestrat. Bă, în bocla, să-mi bag pula, mă. Ce s-a dus, mă? Stai că s-a urcat cu ăla mașinia și l-a sechestrat ăla. E, da. E, vezi, necazuri. Necazuri peste probleme și numai necazuri. Adică... Ai răbdarea un minut, mă. O minută ai răbdarea, mă. Bine. Tu-s morții în gât. Cine te supără? Mă auzi, mă? Da, te aud, aveam și cardul în mașină. Băgam și pula în el de card. Ce card, mă? Ăla de trasă. Iar te droghezi, mă? Păi dacă n-am bani, cu ce dracu mai mă droghez? Că nu dă nimeni pe degeaba. Ce-o bomboc, lasă-mi bag pula. Eu m-aș droga, a, să mai zic alta, am fost și cu prostul ăsta de Franco într-o seară. Ce zici că am făcut? M-am dus cu el, a zis că face mare combine. Când colo, oarecum m-am scos singur la produs.
dracu te-ai scos singur la produs, mă? Păi stai să zic că era treaba importantă, că puteam să fac 100 de mii. Dar când se dea băieții banii ca la curve, n-a vrut să mai dea banii. Bă, nu mai pot. Să mergem să băgăm și benzină. Stai așa puțin, mă. Vrei să te testez eu pe tine să văd dacă faci money, mă? Ia, fute-mi o testare. Dar nu pot spune că nu știu scriu. Hai bine, mă. Hai să vedem, mă. Deci dacă nu-l include pe Boromir sau alte chestii, asta eu mă bag, mă. Dă-l mă-n pula mea pe Boromir, mă. Vine în spate, ca șmecher. Și muie și să mă fut în cur, nu prea aș mai vrea, are... Na. Nu mai prostii ai făcut, mă. Mă, Franco, ce ai făcut cu săgeata asta? Nu mai prostii, mă. A vrut el să se prostitueze, mă, dar... Bă, nu... și dacă îmi dădea la 100 de mii, pula mea, ți-ai fluctuată cu 100 de mii, e bani. Auzi și tu ce vorbe. Bă, e bani, 100 de mii, dă-i pula mea, că dă bogat, ai fi 100 de mii, e bani, dă-i pula mea de bani. Auzi, mă. Uite, pifli, e norocul meu în viață, m-am pus lângă el, a trecut unul pe drum, i-a cerut 10 mii, mi-a dat să-mi bag pula în gura mea. Da, să bag și eu benzină, frate. Dați-vă un pic. Să-i dai la ăla, mă, să merge când așteaptă clientul, mă. Îi dau imediat. Ce client? Stai să... Dă-te un pic jos. Ce? Iar, mă duc să mă fut în cur să mor eu. Avem client? S-a mai fut în curie. Așa, povestește ce ai mai făcut, mă. Și dacă umbla la cu femei, care e problema ta, mă? Ce reușești să faci bani cu femeia lângă tine, mă? Păi nu-mi place mie cu femei, că am o experiență urâtă cu femei. Nu, dă-le-n pula mea de femei, mai bine mă fut în cur. Că tot la fel, eram o dată cu ăla, cu cop, că ăla mânca la drăcii unde o fi, sau poate l-a mâncat deja, nu știu, la mea. Și eram cu una, ăla, de fapt eram eu cu el la un magazin. Și ia zi, mă, te-a făcut iar Guzmanita în curma? Nu, mă, dă-l în pula mea pe Guzmanit, o zic că unul o scotea pe una la pulă, eu am vrut să-i o dau așa, dar când să-i o dau a venit peștele și nu-i convenea prețul. Și i-a zis, dă-te în pula mea, scos femeia la pulă de față cu tine, și el a zis că vezi, Doamne, ce i-a zis, și m-a dus în pula mea în vacanță. Și nu mai am prea cu femei de atunci. Bun, bă, clasă, îmi bag pula. Nu s-a pus băga mea și pula în ben. Ce dracu faceți, mă? Na, nu e femei, dă-le-mi pula aia femei. Unde e femeia, e ghinion, cele mea, le drept cu război, a plecat de la femeie. Ce pula mea să faci cu ele? Dă-le drept cu ele. Eu nu știu, mă, am nevasta acasă în Jamaica, mă, eu nu mă bag, mă, dă-le, ce dracu. Dă-le drept cu, dă-ne, vezi, te duci colo sub pod, ai dat 15.000, te-ai răcorit.